În după amiaza aceasta aveam imagini din livingul fetelor, acolo unde se afla Mirela, dar pe fundal foarte încet se auzea Isabel care povestea ce s-a întâmplat în pauza de publicitate astăzi și cum a ajuns să se certe cu Raul. Spunea fetelor că totul a început frumos, ea a mers și i-a zis lui Raul frumos să nu îl mai aducă în discuție pe fostul ei iubit după mai spunea că i-a ținut o predică și că Raul tot să dea vina pe ea, asta a voia, că el e fetița aia cu minte. Tot Isabel spunea că e vorba de frustrarea lui Raul că ea nu l-a vrut și să se ducă pentru că el nu este de ea. A spus ceva aceasta și de faptul că oamenii imediat s-au sesizat că a luat ea telefonul artistului și măcar de era telefonul ei și posta ceva.